Unul dintre cele mai controversate subiecte ale teologiei creștine este Divinitatea lui Hristos. Este totodată un subiect de o importanță crucială. Divinitatea lui Hristos se află în centrul credinței noastre. Credința noastră a creștinilor se sprijină pe faptul că Isus este de fapt Dumnezeu, carne umană, așa cum am văzut în episodul de săptămâna trecută, și nu numai un om extraordinar. Chiar dacă El este cea mai neobișnuită persoană care a trăit vreodată. Învățătura biblică despre persoana lui Hristos poate fi rezumată în felul următor. Isus Hristos a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om într-o singură persoană și așa va fi pe vecie. Îndreptându-ne atenția în mod special spre Evanghelia după Ioan, observăm câteva întrebări cheie care revin ca un refren în Evanghelie. Cine este Isus? Cine ești tu? Cine este El ca să credem în El? Întreaga Evanghelie este preocupată de răspunsul la această întrebare. Cine este El? Care este identitatea adevărată a lui Isus? Evanghelia pare să urmeze modelul unui proces juridic în care martori, pro și contra, aduc fiecare mărturile lor cu privire la Isus. Așa încât juriul, adică cititorul, să poată decide în final la ce concluzie a ajuns cu privire la Divinitatea lui Isus. Și sunt doar două răspunsuri: cred sau nu cred. Umanitatea lui Isus, în Ioan, este surprinsă prin câteva caracteristici. Da? Ni se afirmă că are un trup uman din carne care obosește, însetează, frunzește, sângerează, moare, observând sentimente umane, tulburare, întristare, plânset, observând chiar și voință umană. Supusă celui care l-a trimis. Cu toate acestea, Evanghelia după Ioan accentuează divinitatea lui Isus. Privind în Noul Testament, observăm că Isus este Dumnezeu. În Noul Testament, termenul Teos, adică Dumnezeu este în mod obișnuit rezervat Dumnezeului Tată. Dar, totuși, există câteva pasaje care îl folosesc cu privire la Isus Hristos. În toate aceste pasaje, termenul Teos, Dumnezeu este folosit cu pregătere pentru. Ar denumi pe Cel ce este Creatorul Cerului și al Pământului, Stăpânul Etern a tot ce există. Afirmația apare încă din prima propoziție a Evangheliei. Este punctul ei culminant și este și scopul scrierii ei. De asemenea, Isus, Fiul lui Dumnezeu, este deopotrivă cu Dumnezeu în șapte domenii, dacă privim în Evanghelia după Ioan. Isus este acuzat de blasfemie, fiindcă se consideră deopotrivă cu Dumnezeu. În replică, el afirmă despre sine că este deopotrivă cu Dumnezeu în lucrări, deopotrivă cu Dumnezeu în cunoaștere, deopotrivă cu Dumnezeu în actul învierii, deopotrivă cu Dumnezeu în judecată, deopotrivă cu Dumnezeu în cinstire, deopotrivă cu Dumnezeu în existență necondiționată și deopotrivă cu Dumnezeu în mărturisire. De asemenea, Isus este Eu Suntul sau Eu Sunt Cel Ce Sunt. Isus își revelează identitatea și misiunea divină prin cele șapte cuvântări sau expresii construite cu formula Eu Sunt. Formula pe care a folosit-o Dumnezeu atunci când s-a revelat lui Moise în, în pustie, în exod. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, eu sunt bunul păstor. În Vechiul Testament, Dumnezeu este numit păs păsorul poporului său. În psalmul 23, în psalmul 80, în Eclesiastul. De altfel, așa este și Isus pentru poporul său. Și El a venit ca să-și dea viața pentru binele lor. De asemenea, Isus spune că eu sunt învierea și viața. Și spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Isus este calea pentru că El este adevărul și viața. Așa cum Tatăl este adevărul și viața, tot așa, Isus este întruparea lui Dumnezeu prin care oamenii pot veni la Tatăl. Isus este singura cale de acces spre Tatăl, pentru că El este singurul care este de la Tatăl. Eu sunt adevărata Viță. Pe lângă aceste afirmări metaforice ale identității și lucrării lui Isus, El face și afirmații teofanice, directe în Evanghelia după Ioan. Tot cu formula Eu sunt eu și Tatăl una suntem. Iisus pretinzând că are o relație neobișnuită cu Tatăl. Înainte să se nască Avram, eu sunt. Dar Iisus răspunde spune evreilor împotrivitor că Avram a văzut ziua lui, iar aceștia l-au provocat zicându-i, ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? În acest loc, un răspuns suficient care să-l dovedească eternitatea ar fi fost următorul. Înainte de a fi fost Avram, am fost eu. Dar Isus nu a afirmat acest lucru, în schimb a făcut o afirmație cu mult mai copleșitoare. Înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Liderii evrei au recunoscut imediat că nu vorbea versificând sau fără noimă, când Isus a spus eu sunt. El a repetat exact cuvintele pe care le-a folosit Dumnezeu când s-a identificat pe sine în fața lui Moise, ca eu sunt cel ce sunt. Iisus pretindea pentru sine titlul de eu sunt, prin care Dumnezeu se desemna pe sine ca fiind cel ce există etern. Dumnezeul care este sursa proprii sale existențe și care a fost întotdeauna și va fi întotdeauna. De altfel, privind în Evanghelia după Ioan, putem observa șapte mărturii sau declarații de credință cu privire la mesianitatea și divinitatea lui Isus. Ioan Botezătorul, care a spus că uh, am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el, adică Isus este fiul lui Dumnezeu. Natanael, care a răspuns, Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Mai apoi avem pe samariteni, care i-au zis femei. Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul Mântuitorul Lumii. L-avem pe Petru. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. O avem pe Marta. Cred că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. L-avem pe Toma, care a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Și apoi voi. Pentru ca voi să credeți că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Adică destinatarii sau noi cei care citim Evanghelia. În contrast, sunt cei care nu cred. În ciuda celor văzute, în ciuda celor auzite, în ciuda lucrărilor făcute de Fiul, în ciuda mărturiei Tatălui, în ciuda mărturiei Scripturii, de ce? Nu cred pentru că nu sunt din turma lui. Cei care nu cred, nu au nicio scuză. Ca atare sunt judecați și vor muri din cauza necredințelor. De asemenea, privind în Evanghelia după Ioan, putem să observăm că Isus este Domnul. Acest cuvânt Domn, care în greacă este Kyrios, este întrebuințat în septuagintă ca o traducere a cuvântului ebraic Iahve sau Jehova. Pentru o și mai mare veridicitate a acestei afirmații, acest cuvânt Domn Chirios a fost folosit de 6800 de ori pentru a traduce numele Domnului în Vechiul Testament grecesc. De aceea, orice cititor de limba greacă din vremea Noului Testament, care cunoștea câte ceva din Vechiul Testament în limba greacă, nume din Septuacintă, a fi recunoscut că în contextele unde lucrul acesta era necesar, cuvântul Domn era numele celui ce era creatorul și susținătorul cerului și pământului. Dumnezeul Omnipotent. În Noul Testament întâlnim foarte multe exemple în care termenul Domn este folosit cu referire la Hristos, în situații în care poate avea doar acest sens puternic reflectat în Vechiul Testament, Domnul, care este Iahweh sau Dumnezeu însuși. În prima fază, înainte de înviere, Domnul apare rar și intră în combinație cu Învățătorul, da? Domnul și Învățătorul nostru. În a doua fază, după înviere, Domnul va deveni independent și uh, va crește nuz. Iar mai apoi va intra în combinație cu Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan, autorul, îl numește Domn în comentariile sale editoriale. Și nu în ultimul rând îl vedem pe Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu. Ioan, botezătorul, îl prezintă explicit la începutul lucrării. Ioan, autorul, îl prezintă indirect, la cruce. În concluzie putem să deducem câteva implicații însemnate ale doctrinei despre divinitatea lui Hristos, care, doctrină care este foarte importantă, care este chiar tăgăduită în zilele noastre de, de către martorii lui Jehova. Pentru că Hristos este Dumnezeu, noi putem avea o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Altfel, nu l-am putea cunoaște. Isus a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În timp ce profeții au venit purtând un mesaj de la Dumnezeu, Isus a fost Dumnezeu. Dacă am vrea să știm cum este dragostea lui Dumnezeu sfințenia lui, puterea lui, ar trebui doar să privim la Hristos. Răscumpărarea este la dispoziția noastră pentru că Isus este Dumnezeu. Moartea lui Hristos este suficientă pentru toți păcătoșii care au trăit vreodată, întrucât cel care a murit nu a fost numai un om finit, ci un Dumnezeu infinit. El viața dătătorul și susținătorul vieții care nu trebuia să moară, a murit. De altfel, o altă implicație este aceea că Dumnezeu și omul au fost reuniți. Cel care a venit de la Dumnezeu la om nu a fost un înger sau un om, ci Dumnezeu însuși a traversat această prăpastie creată de păcat. O ultimă implicație? Pentru că Isus este Dumnezeu, este corect să ne închinăm Lui. Hristos este Dumnezeu. În același sens și în aceeași măsură cu Tatăl. De aceea El merită toată lauda, toată adorarea și ascultarea, la fel de mult ca Tatăl. Acesta este adevărul, pur și simplu.